Virusul pestei porcine a fost confirmat la cea mai mare fermă din România. Aceasta se află la Gropeni, în județul Brăila. De luni ar urma să fie sacrificat circa 140.000 de porci. Potrivit directorului DSVSA Brăila, Gicu Drăgan, rezultatele trimise vineri dimineață la Laboratorul Național de Referință au indicat prezența virusului pestei porcine africane la animalele de la crescătoria de la Gropeni, unde se află un efectiv de 135.140.000 de porci. Complexul de la Gropeni, care cuprinde 3 ferme, este cel mai mare din țară și al doilea din Europa. Brăila era, înainte de declanșarea epidemiei de pestă porcină africană, al doilea județ după Timiș în ceea ce privește efectivele de porcine crescute în ferme și gospodării. La ultimul bilanț a NSVSA erau peste 700 de focare de pestă porcină africană în 156 de localități din 10 județe. Aproximativ 120.000 de porci au fost uciși.